Vedem foarte des știri despre Catedrala Națională. În România, puține proiecte de o amploare asemănătoare, dacă nu cumva niciunul, nu a avut parte de atât de multă atenție mediatică. Cu toate acestea, sunt multe lucruri neștiute despre Catedrala Națională. Departe de fake news și dezinformare, acestea sunt datele esențiale și corecte despre cel mai important proiect național dedicat eroilor țării noastre. Din punct de vedere simbolic, valoarea ei este inestimabilă. Dincolo de aceasta, nu este un proiect scump. Dimpotrivă, cum știm? Aceasta este Catedrala Notre-Dame din Paris. Valoarea ei, inestimabilă. Acesta este motivul pentru care toată lumea s-a sensibilizat în anul 2019, atunci când acoperișul i-a fost distrus de un incendiu. Da, toată lumea s-a mobilizat. Doar până în prezent, în 2 ani de zile, au fost cheltuite pentru acoperiș 165 de milioane de euro, adică cu 20 de milioane de euro mai mult decât toate cheltuielile pentru Catedrala Națională, inclusiv spațiile tehnice adiacente și spațiile liturgice exterioare ale acesteia și mozaicul altarului. Cât va costa acoperișul de la Notre-Dame? Constructorii estimează că suma finală va depăși 1 miliard de euro. Da, 1 miliard, fiind pesimiști în ceea ce privește termenul foarte strâns dorit de președintele Franței, 2024. Sume mult mai mari au fost cheltuite pentru construcția sau renovarea unor edificii religioase din întreaga lume. Prețul estimat doar al clădirii catedralei în anul 2010 era de 118 milioane de euro. Câți bani au fost cheltuiți până în prezent? 105 milioane 675 de 115 euro. În această sumă nu este inclus costul instalațiilor. Da, au fost cheltuiți mai puțin bani decât se estima, lucru aproape niciodată întâlnit, mai ales dacă avem în vedere durata de 10 ani a șantierului, creșterea cursului euro și a prețurilor, în general, de pe piața de construcții. Între timp au fost efectuate lucrări de mare amploare și la alte componente ale ansamblului Catedralei Naționale. Catedrala Națională este o clădire din categoria de importanță A. Ce înseamnă aceasta? Adică este o clădire de importanță excepțională, conform legislației, având în vedere numărul persoanelor adăpostite, durata de existență, volumul de muncă și materialele utilizate. În cazul ei, o construcție unicat. Deși costurile sunt mult mai mici comparativ cu cele ale altor edificii asemănătoare, Catedrala Națională este cu adevărat o minune arhitecturală contemporană. 120 de metri lungime, 67 de metri lățime, 120 de metri înălțime, 35.000 de tone de armătură, 145.000 de metri cub de beton, volum 595.000 de metri cubi. Capacitate totală, interior, spații liturgice exterioare, terasa din jurul catedralei, 43.000 de persoane. O medie de 400 de muncitori zilnic din 2011 până în prezent. Catedrala Națională a fost construită pentru a dăinui mii de ani. Au fost alese cele mai bune materiale, cei mai buni producători, cei mai performanți constructori, în funcție de specificul fiecărei etape. De fapt, acesta este motivul pentru care Patriarhia Română a funcționat ca un antreprenor general. Amploarea și valoarea în sine a proiectului
precum și nevoia de a avea o perspectivă de ansamblu asupra întregului proces, mai ales pentru că au fost realizate concomitent lucrări la diferite componente. Propunerea tehnică în sine, prețul, experiența în proiecte de amploare asemănătoare, garanția oferită, termenul de execuție. De cele mai multe ori, un producător de talie mondială recomandă pentru o garanție extinsă un anumit executant, adică reprezentantul lui în țara respectivă. Alte ori, doar un anumit producător sau un anumit executant a putut garanta calitatea sau exigențele Patriarhiei Române. De fapt, în cazul anumitor materiale, pentru a beneficia de cea mai mare calitate, Patriarhia Română a apelat la expertiza unor experți independenți și a testat în regim propriu, uneori și pe durata a 8 ani, materialele propuse de diferiți constructori. Acesta este acoperișul Catedralei Naționale. S-a dorit acoperirea cu tablă din cupru de culoare aurie, o suprafață de 10.000 de metri pătrați, adică un hectar. Singurul producător care să îndeplinească aceste cerințe și să garanteze printr-o societate de asigurări europeană a fost KME din Germania. Este cea mai mare companie de profil din Europa cu aproape 5.000 de angajați și o experiență în domeniu de peste 120 de ani. Pentru a beneficia de garanția extinsă a producătorului în cazul Catedralei Naționale, s-a optat ca executant să fie unul dintre reprezentanții din România, Valcon Rus. Ferestrele, dimensiunile mari și razele de curbură ale celor 396 de ferestre au fost o provocare de netrecut pentru orice producător din România. Patriarhia Română a negociat în această situație cu firma Reiners din Belgia. Este lider de piață în Europa, cu o experiență de peste 50 de ani, cu 2400 de angajați în 24 de țări. Fereastra de pe peretele de apus, de 90 de metri pătrați, a costat 191.543 de euro. Poate părea o sumă mare, însă nu este așa. Fereastra de 100 de metri pătrați a Catedralei din Köln a costat 370.000 de euro. Catedrala Națională are o valoare inestimabilă. Costul Catedralei Naționale este mult mai mic decât cel al construcțiilor de amploare și însemnătate asemănătoare din întreaga lume. Au fost cheltuiți mai puțin bani decât suma estimată în pofida duratei de desfășurare a lucrărilor, a creșterii cursului euro și a inflației de pe piața de construcții. Au fost aleși cei mai buni producători din lume și executanții acreditați ai acestora. Au fost alese cele mai bune și performante materiale. S-a dorit să se beneficieze de garanția cu durata cea mai mare la cel mai avantajos preț.